Iarna de la început de primăvară nu a pus la muncă doar drumarii, ci și locuitorii din zona de sud a județului, ale căror gospodării se află în lunga Dunării. Oamenii au acolo animale care, din cauza nivelului crescut al fluviului, au ajuns să bea apă direct din el, după cum am reușit să filmăm duminică la Gârcov. Autoritățile susțin că de două zile cotele apelor Dunării sunt staționate chiar dacă la limita de pericol. Specialiștii se așteaptă ca debitul fluviului să se reducă și astfel să se înregistreze o scădere a cotelor. Cu privire la Corabia, ceea ce putem să vă spunem este că în acest moment, la ora 12, cota se menține la 599 cu un debit de 11.880 și dincepând cu data de ieri. Este constantă. Pagubele înregistrate până acum sunt însemnate. Ele însumează peste 500 de hectare de pășune și pădure inundate la Corabia și Gârcov. Hidrologii susțin că pericol de ieșire din albie se înregistrează până pe 28 martie și pe râul Olt, Călmățui și Vedea.